Ce frumoase sunt cântările de înviere, cântări care produc o bucurie deosebită în sufletele noastre, cântări care țin speranța, nădejdea veșniciei aprinsă în inimile noastre și cântări care ne aduc în prezența cerului și putem trăi clipe minunate de părtășie duhovnicească. Aș vrea să vă salut pe toți în această dupămasă în casa Domnului. Mă bucur de fiecare din dumneavoastră. Ne-am rugat pentru sora Geta. Sora Geta, săptămâna trecută, chiar lunea trecută, a trecut printr-o intervenție la inimă și m-am bucurat să aud că rezultatul acestei intervenții a fost unul pozitiv. Domnul Iisus să vă binecuvinteze, sora Geta, în continuare cu multă sănătate. La fel mă bucur să văd pe fratele Iosif împreună cu noi. Fratele Iosif a trecut prin mare încercări ale sănătății, dar faptul că se află în casa Domnului e un aspect pozitiv și îi mulțumim Domnului pentru aceasta. Ne bucurăm de sora Doina, de fratele Pavel și la vremea potrivită sora Doina va avea o poezie spre slava Domnului, iar fratele Pavel o scurtă meditație în această seară. Aș vrea să rog corul să ocupe locurile în timpul unei cântări în comun și apoi corul va lăuda pe Domnul.
Spunea Domnul Iisus Hristos și este imaginea, bannerul pe care îl avem în baptistier: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, și acum cele mai frumoase patru cuvinte, nu va muri niciodată. Ăștia suntem noi, asta e promisiunea pentru fiecare dintre noi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. O frumoasă surpriză îmi este dată în această dupămasă. Văd în mijlocul nostru musafiri chiar de departe. Familia Bârlădeanu din Sacramento, sora Lica și fratele Jean. Vă rog frumos să vă ridicați în picioare. Așa, Domnul să vă binecuvinteze. Familia Bârlădeanu, fratele Jean și sora Lica, împreună cu rudenile, da? Prieteni foarte buni. Așa, Domnul să vă binecuvinteze. Frate Jean, sora Lica, dacă aveți un cuvânt de salut pentru noi, cu toată dragostea, îl primim. Așa e puțin ciudat să vă primesc în Houston, dar asta e viața, aici ne-a dus Domnul. Amin, amin, amin. Domnul să fie cu voi și cu noi toți și să ne vedem în ziua. Amin, amin. Mulțumim frumos. Mi-ați făcut și ne-ați făcut o surpriză deosebit de frumoasă. Dumnezeu să vă binecuvinteze aici în Houston. Cât stați în Houston? Marți. Aici și apoi să fie cu salutul nostru și cele mai bune, frumoase urări de bine și de dragoste și de sărbătoare, pentru că suntem încă în această frumoasă sărbătoare a învierii din morți a Domnului Iisus Hristos. Corul laudă pe Domnul printr-o altă cântare. Thank you.
sora Doina. Printr-o încercare, dar mulțumim Lui că El ne dă încercarea și tot El este Cel care ne dă și rezolvarea. Te liniștiți și când Dumnezeu ne trece prin încercări și ce pot să spun că într-o zi ca aceasta când El a înviat și a murit și a înviat pentru noi, este o zi de mulțumire pentru mine personal, pentru că mâna Lui este asupra noastră și atunci când și în familie și prieteni sunt bolnavi, trebuie să ne încredem în El și El să lucreze după voia Lui. Mai binecuvântat și în ziua aceasta, că pot din patul meu singur să mă scol. Nu sunt mai bun ca alții, dar ești îndurător și vreau cu bucurie un mulțumesc să zic. Mai binecuvântat să privesc, să văd un soare dulce ce luminează zarea, cu fericire în suflet, Doamne, îți mulțumesc. Mai binecuvântat și în ziua aceasta, cu grai încă pe buze, ca să pot să vorbesc, să înalț încă cântări ce te slăvesc pe tine, plin de recunoștință, azi vin să-ți mulțumesc. Mai binecuvântat și în ziua aceasta, s-aud cum păsărele la geam lin ciripesc. Le ascult în trilul lor cum ție-ți cântă, Doamne, mă minunez de ele și vreau să-ți mulțumesc. Mai binecuvântat și în ziua aceasta, cu pace pe deplin, deși în jur vuiesc, veștile cumplite ce răsplătesc doar teamă, mai mult ca niciodată. Iisus, îți mulțumesc. Mai binecuvântat și în ziua aceasta, mă ții cu bunătate în harul tău ceresc. Ce aș putea să-ți dau când toate-s de la tine? O, Dumnezeule bun, decât să-ți mulțumesc. Amin. Thank you.
Amin. Mulțumim frumos corului fratelui David, fratelui Teo, pentru minunata slujire corală, cântări deosebit de frumoase. Dumnezeu să vă răsplătească și să vă binecuvinteze. Cu toții lăudăm pe Domnul printr-o cântare. Corul ocupă locurile în sală, iar fiecare dintre noi ne închinăm Domnului cu darurile de bunăvoie. După această cântare, am să rog pe fratele Pavel să vină în față și fratele va avea o meditație pentru slava Domnului și pentru zidirea noastră sufletească. De la numărul 526. Și bună seara! Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în această după-amiază și am deosebită plăcere să vă prezint un scurt episod din viața fratelui Ioan Chișmore. Ioan Chișmore, cei care sunteți arădeni, îl știți cu toții. Anul acesta, mai precis săptămâna trecută, în Vinerea Mare, s-au împlinit 50 de ani de la trecerea în veșnicie a dânsului. Când m-am liberat în 1973 din armată, l-am întâlnit pe băiatul lui cel mai mare la București și l-am văzut în doliu. Și n-am știut ce se întâmplase. Și l-am întrebat, ce s-a întâmplat? S-a murit cineva? Zice, mi-a murit tata. Mai târziu, m-am întors acasă, deci după armată, și am reluat activitatea la orchestră. Și la orchestră am început să cânt din cântările piesele corale, dar puse pentru orchestra aranjate. Și mi-am dat seama că e un compozitor deosebit, fratele Chișmore.
Mi-am dat seama de valoarea artistică care Dumnezeu a înzestrat-o. L-a înzestrat. Și am început să mă pasioneze mai mult creația și ce a scris dânsul. Fratele Ioan Chișmore, când era pe front, în timpul războiului, pe Angliei, după front a trimis niște marșuri scrise pentru coroana Angliei. Asta este un amănunt care l-am aflat de la copiii dânsului. Fratele Ioan Chișmore are meritul deosebit pentru că aduce în muzică ceva, n-au avut parte de binecuvântările pe care Dumnezeu l-a înzestrat cu el. A introdus pentru prima dată fuga pe cor. În piesele corale, cele mai de valoare pe care dânsul a scris, Ce frumos va fi în cer, și Cobori, cobori, și Vuietul mării la lină, și alte piese corale, este remarcată această fugă pe cor. Are curajul fantastic că a putut să facă așa ceva, mă uimește. Este un Bach al românilor, aș putea spune. Dar ce a făcut deosebit, l-a făcut deosebit în creație, este că în piesele corale pe care le-a scris, are un solo de bas cantus firmus, care este remarcat, cooperează foarte bine cu celelalte compartimente ale corului, cu tenorul, cu alto, cu sopranul, și își predau ștafeta unii la alții în timpul cântării, mai ales în timpul refrenelor. Este fantastic. Îl apreciez pentru că este, nu l-am cunoscut personal, dar am cunoscut scrierile și creația pe care a făcut-o, inspirat de Dumnezeu. În această seară am să caut să vă pun un scurt videoclip, Ce frumos va fi în cer. Și vreau să vă fac o remarcă. Toate piesele corale scrise de Chișmore nu le dirijează niciunul mai bine decât tot cei care sunt în Arad. Adică Florea Burcă, Nelu Rediș și alții. Deci am observat lucrul ăsta. Exact ca cum nemții n-au dirijori mai buni când se cântă ceva de Bach sau de Handel. Dirijorii nemți știu pulsul compozitorului. Deci să ascultăm Ce frumos va fi în cer, care este executat, dirijat de corul Prodeus, dirijat de Puiu Caciura. Thank you.
Da, mulțumim frumos, frate Pavel. Și vă așteptăm mai des în mijlocul nostru. Dar ne bucurăm că atunci când veniți ne faceți surprize și bucurii deosebite. Câteva anunțuri pentru adunare. Soția mi-a adus aminte că de dimineață am uitat să anunț o întâlnire a surorilor, în sâmbăta din 29 aprilie, începând cu orele 10. Aici, la Casa Domnului, sâmbăta din 29 aprilie, începând cu ora 10, surorile se adună pentru un timp special de părtășie. Surori de aici din biserică, puteți invita surori și din alte biserici. Vrem să fie o bucurie a surorilor și să fie cu adevărat un timp deosebit special de părtășie. Sâmbăta din 29 aprilie. Duminica viitoare, nu ne lu știr. Noi, cei de la Humble, vom merge la cealaltă biserică română și împreună cu frații noștri în 23 aprilie vom avea un serviciu comun după masă în care ne vom bucura de părtășia frățească, închinare, cuvânt și tot ceea ce Domnul are pregătit pentru noi. Cu întreaga biserică, cu întreaga comunitate de aici, de la Humble, vom merge la cealaltă biserică. Avem frați care săptămâna aceasta vor pleca din mijlocul nostru. Familia scumpă, văduva, fratele Ioan, împreună cu sora Cornelia, vor merge în țară, vor zbura spre țară, miercuri, și ne rugăm ca bunul Dumnezeu să fie cu ei în călătorie, să-i ferească de orice rău, să le dea un zbor lin, un zbor ușor și să ajungă cu bine la casa din România. Copiii care sunt acolo, rudenile care sunt acolo, frățietatea care este acolo. Fratele Ioan, un vașnic lucrător cu Evanghelia, m-am bucurat nespus când am venit la Humble să ajung să-l cunosc. Chiar din prima duminică în care am fost prezent împreună cu dumneavoastră, mi-a atras atenția vocea puternică a fratelui atunci când s-a rugat și când am dat mâna cu el, un zâmbet larg și Dumnezeu să vă binecuvinteze, am simțit dragoste, am simțit suport, am simțit apreciere încă de la început și vreau să vă mulțumesc, frate Ioan, pentru dragostea, sprijinul, suportul arătat, atât fratele cât și soția dumnealui. Fratele iubește biserica din Humble, a slujit în biserica din Humble, cunoaște biserica din Humble și noi dorim ca într-un viitor, nu foarte îndepărtat, fratele să se întoarcă înapoi în Houston. Dumnezeu știe care sunt și fratele nostru are această dorință în inimă, dar pentru perioada pe care o va petrece în țară, să știți că ne vom ruga pentru dumneavoastră, nu vă uităm, ne va fi dor de dumneavoastră și ne rugăm ca Dumnezeu să vă folosească cu putere în mijlocul frățietății din țară. Așa cum pe noi ne-ați încurajat, așa cum nouă ne-ați produs bucurie din cuvânt, așa să vă folosească bunul Dumnezeu și în lucrarea din țară. În seara aceasta, pentru că e ultima seară când fratele va fi împreună cu noi, fratele Văduva va avea cuvânt, ceea ce Domnul i-a pus pe inimă de la Humble. Nu doar familia Văduva va zbura spre alte meleaguri, dar fratele Teo, marți, va zbura spre China. Ne rugăm ca Dumnezeu să fie și cu fratele Teo în călătorie, o călătorie lungă, o distanță lungă până în China, dar bunul Dumnezeu să-l poarte pe aripi de înger și să ajungă cu bine fratele Teo acolo și apoi tot ceea ce și-a planificat, tot ceea ce
are în plan să realizeze, ne rugăm ca Dumnezeu să dea izbândă, să dea succes, să dea împlinire și apoi fratele să se întoarcă cu bine din nou acasă. Avem nevoie de fratele Teo, biserica are nevoie de fratele Teo, familia are nevoie de fratele Teo. Ne vom ruga pentru dumneavoastră, sunteți în atenția noastră și Dumnezeu să vă însuțească la fiecare pas. Nu uităm de familia Herman, care se află deja în România până la începutul lunii iulie, atunci se vor întoarce. Continuăm să mijlocim pentru sora Daniela Lucan. Vă spuneam de dimineață, dacă sunt familii, dacă sunt persoane care pe lângă rugăciune, și rugăciunea e cea mai importantă, dar pe lângă rugăciune ar vrea să ajute și financiar familia Lucan, vă rog frumos să luați legătura cu fratele Paul. Fratele Paul este casierul bisericii. Donație prin biserică pentru familia Lucan și banii aceia care vor merge la familia Lucan, dumneavoastră, donându-i prin biserică, primiți tax exempt pentru ei. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să o vindece pe sora Daniela și să întărească întreaga familie Lucan. Aș vrea să puneți și familia săptămânii. Familia săptămânii, pentru care ne vom ruga în mod special, familia Gavriliuc, fratele Paul, sora Luminița, sunteți în atenția noastră. Ne rugăm pentru dumneavoastră, în mod special, sănătate, putere, călăuzire, binecuvântarea copiilor, a nepoților. Lăudăm pe Domnul cu toții printr-o cântare, câteva versete de cântare și apoi îl ascultăm pe fratele Ioan Vădova cu ceea ce Domnul i-a pus pe inimă pentru noi din Scriptură, din experiență, ceea ce El vrea să ne lase înainte să plece în țară, în România. Dumnezeu să-L binecuvinteze pe fratele Ioan în vestirea Cuvântului Sfânt. Amin. Slăvit să fie Domnul! Iubiți frați și surori,
Cuvintele minunate a fratelui Claudiu, păstorul bisericii, m-au încurajat și acum și în orice duminică și în orice zi când veneam în casa Domnului. Și în această seară vreau doar câteva cuvinte, câteva minute, nu vă rețin prea mult, să mărturisesc înainte de a pleca spre România, țară unde am trăit 63 de ani și apoi aproape 13 ani în Statele Unite. Nu știu cum vor merge lucrurile. Apostolul Pavel spune în călătoriile misionare pe care le-a făcut, plec din cetate în cetate și Duhul Sfânt mă înștiințează că mă așteaptă lanțuri la Ierusalim, mă așteaptă probleme, dar el spunea, eu nu dau înapoi. Vreau să vă spun în această după masă, dumneavoastră tuturor celor ce sunteți membri bisericii și cei ce sunteți ca invitați sau vizitatori în biserică, că Dumnezeul nostru trăiește. Dumnezeii ceilalți, celorlalte culte religioase, a murit și a rămas mort. Iisus Hristos este viu. Am petrecut cu biserica din Humble, din cei aproape 13 ani în America, cea mai lungă perioadă de timp. Am fost și în celelalte, am mai vizitat bisericile pentecostale, la fratele Știri, la Sandy, acolo, dar vreau să vă spun că în ultima perioadă de timp, un an și jumătate, biserica de aici a trecut prin frământări, prin valuri și încercări. Frații erau întristați și cuvântul Domnului este pentru noi, frați și surori, o forță. Ajută Domnul Iisus! Și spuneam fraților, nu vă temeți, rugați-vă, și am găsit pe holul bisericii, am văzut pe masa aceea tabelul cu rugăciuni, cu post, cu zile de post, când biserica se ruga către Domnul ca Dumnezeu să rezolve problema. Să o rezolve nu cum cred înșii și cum vrea Dumnezeu, pentru că aceasta este important. Vreau să vă spun câteva cuvinte din cuvântul Domnului referitor la biserica din Humble, la situația aceasta. Pentru mine, vreau să vă mărturisesc că miercuri, dacă Domnul ne va ajuta, așa zice apostolul Iacob, dacă Domnul va fi cu noi, vom face lucrul acesta. Poate că la noapte Domnul mă cheamă acasă. Nu știm ce va fi cu noi, dar știu că Dumnezeu ne-a promis că nu ne va părăsi. Vreau să vă spun că voi călători 12 ore până în Istanbul și acolo în avion am timp să mă rog și mă voi ruga din toată inima și acasă, voi pune și frații pe unde ajung, că ajung în multe părți, să susținem în rugăciune biserica din Humble. Dacă Dumnezeu a ascultat rugăciunile dumneavoastră și a adus un slujitor în fața bisericii, Dumnezeu mai departe să ne rugăm să crească biserica, să aducă oameni la mântuire și să fim informați că Dumnezeu în biserica din Humble a ridicat un drapel de biruință, mărit să fie Domnul. Iată ce vă spun pe cuvântul Domnului, Psalmul 40, doar două versete le citesc, pentru întărirea dumneavoastră și a noastră și a mea în credință. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine. Mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Frații mei, când biserica din Humble se ruga, când vorbeam cu frații în particular, nu știu ce să mai facem, frate. Două valuri au fost peste noi puternice, zic, nu te teme, barca bisericii merge pentru că în fruntea ei este Iisus Hristos. Suntem astăzi aici martori oculari că Dumnezeul nostru trăiește și spune cuvântul, El s-a plecat spre biserica din Humble și a ascultat strigătele dumneavoastră. Și rezultatul este acesta pe care îl vedem și spune cuvântul Domnului, m-a scos din groapa deznădejdii și a pieirii. Ne-a scos pe toți la suprafață și spune cuvântul Domnului mai departe, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Vreau să vă spun un lucru, că Iisus Hristos ne-a scos din groapă. Isaia spune și strigă cu un cuvânt puternic în 51 cu versetul 1, priviți spre stânca din care ați fost cioplit și spre gaura gropii, de unde ați fost scoși. Aleluia! Mărire Domnului! Și de aceea, frați și surori, trei tineri din Israel erau robi în Babilon, aruncați în cuptorul de foc pentru că ei nu s-au închinat în fața acelui chip ridicat de împăratul Babilonului, au rămas intacți și credincioși lui Dumnezeu, Dumnezeu îi scoate din cuptor.
Vreau să vă spun că biserica din Humble trăiește pentru că Iisus Hristos este viu. Aceasta este realitatea. Și apoi spune cuvântul Domnului, Domnul Iisus nu ne lasă. Vedeți dumneavoastră, am întâlnit niște oameni pe aici din Statele Unite, români de-ai noștri, a fost invitați, ajutați de o familie și mi-a spus, ne-a adus, ne-a telefonat, ne-a ajutat prin actele noastre, dar când am venit în America, a spus, noi nu mai putem să vă ajutăm cu nimic. Descurcați-mă, băi frate, noi nu știm engleza, noi nu avem servici, avem ceva bani din România, ce să facem? Faceți cum credeți, iată ce face Dumnezeu, ne scoate din groapă și nu ne lasă la voia întâmplării, spune, ne pune picioarele pe stâncă, știți cine este stânca? Iisus Hristos. Ne așează picioarele pe stâncă și spune cuvântul Domnului că această stâncă este Domnul Iisus și spune în Psalmul 121, da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul. Putem să fugim la bisericile americane, vreme nu vom scăpa, vrăjmașul ne urmărește peste tot. Noi trebuie să stăm stabili în biserică, să stăm înaintea Domnului, așa cum spune Domnului, El nu va îngădui să ni se clatine piciorul. Și spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 11, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Aceasta e temelia noastră și a bisericii de aici. Și de aceea, frați și surori, noi trebuie să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, în al treilea rând, ce minunat lucrează Dumnezeu, ce înțelepciune are Dumnezeu. După ce ne scoate, ne pune picioarele pe stâncă, știți ce ne face? Ne întărește pașii, ne consolidează, ne face stabili în credință pe calea Domnului și spune cuvântul Domnului în Psalmul 119, întărește-mi, Doamne, pașii în cuvântul Tău și nu lăsa nicio nelegiuire să stăpânească peste mine. Doamne, întărește pașii fraților și surorilor din Humble. Să înțeleagă în această zi, pentru că vreau să vă spun, și dumneavoastră știți, pe plan mondial tensiunile cresc de la zi la zi. Uitați-vă în Estul Europei, uitați-vă ce e în Israel, uitați-vă ce e și în America, tulburări și în alte părți. Toate aceste lucruri, știți ce ne vorbesc? Că vine Iisus să răpească biserica. Ne pregătim pentru răpire, suntem gata cu inima deschisă înaintea Domnului, pentru că această lucrare, frați și surori, o face Dumnezeu, glorie Domnului. Eu am încredințarea, nu sunt proroc, dar cred și am îndemn în inimă că biserica din Humble va prinde un contur bun, va merge spre împărăția lui Dumnezeu, având în față un slujitor care am văzut că este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, eu cred foarte mult în călăuzirea Duhului Sfânt, l-am întrebat pe un pastor aici în Statele Unite într-o zi, prieten de-al meu, eram în vizită, m-a invitat pe acasă și în timp ce eram la pe mine. Dar dumneata, era mai tânăr, 40 și ceva de ani el, ce zici? Eu zic că nu ești. I-am spus direct, frate, eu spun adevărul. Eu nu pot să-ți spui de ce? Pentru că tu spui de la ambon, sunteți cu mine? Sunteți obosiți? Pentru că eu strig amin în biserică când mă îndeamnă Duhul Sfânt. Mie nu trebuie să-mi spună cineva când trebuie eu să strig. Când Duhul Sfânt e în mine și relația dintre predicator și masa de oameni este bună și Duhul Sfânt face legătura, biserica este în clocot. Se bucură. Altfel ne ducem și ascultăm predici, așa cum eram în tinerețe ca activist de partid și ascultam acolo adunările de partid și toate problemele și oamenii nu erau interesați, unul în spatele lui altul citeau ziarele, Sportul sau Scânteia, nu interesa ce vorbea ăla acolo. Și întrebam, ce-o spus mă? Dar nu știu, nici n-am ascultat. Vedeți dumneavoastră, în biserică este casa lui Dumnezeu și biserica este un organism viu în care este prezent Iisus. E diferență între asociațiile și adunările și sindicatele și politice din America, democrații și republicanii, de biserică. Biserica este vie și în fruntea ei este Domnul Iisus, mărit să fie Domnul. Eu nu mă voi rețin și vreau doar un singur verset să vă transmit dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, fratelui Claudiu, din Cartea Faptele Apostolilor, unde Apostolul Pavel călătorea, versetul 32, care să rămână un verset să vă îmbărbăteze pe dumneavoastră, să vă întărească
și spune cuvântul: și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântul Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți sfinții, să moștenim împărăția lui Dumnezeu. Amin. Amin, mulțumim fratele Ioan pentru frumoasele cuvinte, cuvinte de rămas bun, cuvinte prin care fratele ne încredințează pe fiecare dintre noi în brațul Domnului, biserica o încredințează în brațul Domnului, da, și noi mărturisim că avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt în fiecare zi și personal, ca și păstor. Vreau ca ori de câte ori mă ridic și vestez cuvântul Domnului, Duhul Sfânt să fie acela care să mă călăuzească în tot adevărul și mesajul pe care îl predic să fie un mesaj care să aducă rod binecuvântat în viețile celor care îl ascultă. Mi-aduc aminte de fratele Billy Graham, marele evanghelist Billy Graham. Și la un moment dat, fratele Billy Graham a fost întrebat: frate Billy Graham, dumneata când te ridici la marile cruciade evanghelistice, predici înaintea unor stadioane pline, sunt zeci de mii de oameni, poate sute de mii de oameni care te ascultă, n-ai emoții, nu ți-e teamă, nu ți-e frică, nu ți tremură genunchii, cum te afli înaintea unor astfel de mulțimi? Care sunt gândurile și sentimentele pe care le trăiești atunci când te ridici și predici înaintea unor astfel de mulțimi? Și fratele Billy Graham, foarte, foarte deschis, foarte sincer, a spus: da, de multe ori se întâmplă că am emoții, uneori chiar teamă. Dar, spune el, am învățat un lucru. Înainte să mă ridic să predic, indiferent că este o audiență de biserică locală sau că este un stadion plin până la refuz, eu am o rugăciune pe care o spun. Și e o rugăciune scurtă, dar o spun din inimă, cred în rugăciunea aceea și ori de câte ori spun rugăciunea aceea, mă liniștesc. Și când mă ridic înaintea poporului, am claritate. Și Dumnezeu îmi dă cuvinte potrivite și îmi dau seama că cel care vorbește prin mine este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Sunt doar un vas de care Dumnezeu se folosește în vestirea cuvântului sfânt. Și spunea fratele Billy Graham, rugăciunea este aceasta: Doamne, ajută-mă, Duhule Sfinte, umple-mă. Doamne, ajută-mă, Duhule Sfinte, umple-mă. De când am auzit această mărturie a fratelui Billy Graham, obișnuiesc să fac și eu, să spun și eu aceeași rugăciune: Doamne, ajută-mă și Duhule Sfinte, umple-mă. Și astfel, cuvântul care este vestit să fie cuvânt de viață, cuvânt care să dea viață, cuvânt care să schimbe, cuvânt care să zidească, cuvânt care să întărească, cuvânt care să provoace, cuvânt care să mângâie, cuvânt care să mustre, cuvânt care să dea învățătură, cuvântul lui Dumnezeu de care avem disperată nevoie fiecare dintre noi. Este pâinea aceea care cerul ne oferă ori de câte ori venim la închinare în casa Domnului și ne hrănim. Și dulce, așa cum era mana. Mana în Scriptură era numită pâinea celor sau mâncarea celor tari. Mâncarea celor tari. Spune că avea gust, cine își aduce aminte? Era ca și boabele de coriandru sau bubițe de gheață și spune că avea gust ca de turtă cu miere. Turtă cu miere, dulce, sufletele noastre. Frate Ioan, Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Și hrana pe care ne-ați oferit-o nouă și pe care ne-ați împărțit-o nouă aici la Humble, prin cuvântul Domnului și prin călăuzirea binecuvântată a Duhului Sfânt, să fie aceeași hrană binecuvântată pe care s-o oferiți și în țară. Cei pe care îi veți vizita, cei pe care îi veți vedea, să se bucure de ceea ce dumneavoastră veți transmite prin inspirația și puterea și înțelepciunea Duhului Sfânt. Noi, cei din Humble, ne vom ruga pentru dumneavoastră și, așa cum ne-ați promis, suntem ferm convinși că și dumneavoastră în România vă veți ruga pentru noi. Eu iau ca și mesaj profetic, ca și voce profetică, ceea ce a spus dumneavoastră, că această biserică din Humble este o biserică specială în ochii Domnului. Fratele Văduva, într-o dimineață, a făcut o afirmație deosebit de frumoasă în cadrul rugăciunii și el spunea să vadă oamenii din Houston că Dumnezeu s-a coborât la Humble. Așa mi-a plăcut această expresie. Dumnezeu care se pogoară în mijlocul nostru și când se pogoară Dumnezeu în mijlocul nostru, slava lui Dumnezeu strălucește pe fețele noastre. Și este bucuria cerului care ne învăluie și inima și ființa. Psalmul 40, din care fratele a avut aceste frumoase îndemnuri în seara aceasta. Și spune acolo în Psalmul 40:16, dacă nu greșesc, toți cei ce iubesc mântuirea ta să zică fără încetare ce? Mărit să fie Domnul! Versetul și ce te caută? Cei ce iubesc mântuirea ta să zică fără încetare, mărit să fie Domnul. Numele Domnului să fie mărit, numele Domnului să fie glorificat, numele Domnului să fie cinstit. Astăzi și în fiecare zi, amin. Ne ridicăm și vom încheia. Mulțumim Domnului pentru această zi. O zi frumoasă, o zi binecuvântată în casa Domnului, o zi în care Dumnezeu ne-a adus aminte încă o dată de faptul că Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, este viu în vecii vecilor. El s-a arătat în ziua de înviere, a continuat să se arate pentru 40 de zile ucenicilor, femeilor, celor pe care, spune Scriptura, că i-a ales să fie martori ai învierii. Dar ce frumos că Domnul Iisus Hristos ni se arată și nouă astăzi. Și ori de câte ori îl căutăm, ori de câte ori suntem sinceri cu noi înșine și venim în casa Domnului cu dorința fierbinte de a ne întâlni cu El, de a auzi glasul Lui, de a căuta fața Lui, El ni se descoperă. Ni se descoperă și nouă. Și are mesaj binecuvântat pentru fiecare dintre noi. Nu știu care e mesajul pe care Domnul Iisus ți l-a lăsat ție astăzi, dar știu că este un mesaj dătător de speranță. Știu că este un mesaj aducător de bucurie. Știu că este un mesaj care produce pace și liniște în viețile noastre. Și este un mesaj care ne provoacă la evangelizare, la a merge și a spune pretutindeni și a spune tuturor de faptul că Mântuitorul nostru este viu în vecii vecilor. Și numele Lui este Iisus Hristos. Cel mai frumos, cel mai dulce, cel mai scump nume dat oamenilor. Numele biruitori. El a repurtat biruința, El a câștigat biruința. Această biruință ne este oferită și nouă. Haideți să venim cu mulțumire înaintea Domnului și aș dori să ne rugăm în mod special pentru frații care vor pleca săptămâna aceasta, familia Văduva și fratele Teo. Cu toții ne credințăm în brațul Domnului pentru săptămâna care ne stă înainte. Dar în mod special îl rugăm pe El să meargă cu frații noștri, să-i călăuzească și fiecare să aibă succes și să aibă biruință în tot ceea ce vor întreprinde. În această rugăciune, cu voce tare, am să rog pe fratele Mircea Chirla să ne conducă în această seară. De seară, pentru această zi glorioasă, da, Doamne, o zi a învierii. Mulțumim. Ne aducem aminte de faptul că moartea n-a putut să te țină legat. Da, Doamne, așa este. Mulțumim pentru că te-ai arătat celor
Da, Doamne. Te-au căutat. Mulțumim că într-o zi mi te-ai arătat și nouă. Da, Doamne, așa este. Pentru că ne-ai ținut aproape de tine până aici și te rugăm în continuare să lucrezi la viața noastră, să ne întărești pe cale. Da, Doamne. Ne ajut să rămânem statornici. Mulțumim pentru cuvântul tău din această zi. Da, Doamne. Te rugăm să-l faci viu și lucrător. Te rugăm. Te rugăm, Doamne. Da, Doamne. Te rugăm să-i însoțești și fă ca să ajungă cu bine, Doamne. Da, Doamne. Călăuzește-i și acolo și ajută-i să fie o mărturie și să întărească pe frați, pe unde va petrece timpul lor acolo. Te rugăm și pentru Teo să-l însoțești. Da, Doamne. Da, Doamne. Amin. Da, Doamne. Te rugăm să ne însoțești la casele noastre. Da, Doamne. Vrem să îți aducem toată slava ție și azi și în veci. În numele Domnului Iisus te-am rugat și îți mulțumim că ne asculți. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu fiecare dintre noi astăzi și în veci de veci. Amin. Rog pe fratele David să vină în față. Înainte însă să încheiem printr-o cântare, rog pe fratele Dani să pună pe screen salutul bisericii noastre pentru familia Bărlădeanu, care se va întoarce la Sacramento. Este salutul bisericii, primei biserici române baptiste din Houston, Biserica din Humble, Iuda, versetele 20 și 21. Același cuvânt de salut e și pentru fratele Văduva, pentru familia Văduva, oriunde veți ajunge în țară, transmiteți, fraților, salutul Bisericii Baptiste din Humble. Dumnezeu să fie slăvit. Amin. De la numărul 54.